Încep emoțiile pentru profesorii care speră să ocupe o catedră în următorul an de învățământ. Miercuri va avea loc proba scrisă a examenului de titularizare. Examenul va începe de la ora 9. Toate sălile de clasă vor fi monitorizate audio-video pentru supraveghere, iar candidații nu pot avea asupra lor telefoane mobile sau alte mijloace prin care pot comunica. După primirea subiectelor de concurs de către candidați, durata de redactare a lucrărilor este de 4 ore. Miercuri, 13 iulie 2022, va avea loc proba scrisă din cadrul concursului național de ocupare a posturilor didactice, respectiv a catedrelor din unitățile de învățământ preuniversitar, sesiunea 2022. În județul Buzău sunt organizate două centre de concurs. Centrul de concurs numărul 1 la Liceul Tehnologic Grigore Cemoisil Buzău, iar centrul al doilea este la Școala Gimnazială numărul 11 Buzău. Numai puțin de 6 candidați se vor lupta pentru a ocupa o catedră, iar cele mai multe posturi sunt scoase la concurs în instituții de învățământ din mediul urban. Pentru susținerea acestei probe s-au înscris 505 candidați, din care 65 provin din promoția curentă. La nivelul județului Buzău sunt disponibile 75 de posturi didactice pe perioadă nedeterminată, din care 60 sunt în mediul urban, iar 15 în mediul rural. Potrivit calendarului, pe 19 iulie vor fi afișate rezultatele inițiale. Până în data de 27 iulie, candidații nemulțumiți de note pot depune contestații, iar data de 27 iulie este rezervată afișării rezultatelor finale.